Bună, să zicem că ați făcut newsletter-ul ăsta și din motive variate vreți să schimbați culorile, nu vă plac culorile. Ok. Sugestia mea este să mergeți, aveți aici niște opțiuni, partea de sus, și aici sunt specifice pentru schimbarea culorilor. V-am trimis un e-mail anterior, un mesaj, am făcut un video anterior despre cum alegeți culorile. Folosiți-l, uitați-vă pe Color Lovers înainte, adică nu alegeți culorile strict pe baza gustului vostru, mai bine să alegeți pe baza gusturilor altor. Aici el îți dă opțiunea să customizezi. Dacă vrei un alt fundal, poți să customizezi, să alegi un alt fundal al site-ului. Dar faza e că trebuie să corespundă cu restul site-ului. Și aici aveți tot felul de setări. De exemplu, ăsta e pentru pagină, fundal. Heading 1 înseamnă titlu. Titlul cu care este afișat în cadrul corpului mesajului. Ăsta este corpul mesajului și ăsta este titlul. Bun. Apoi, în cadrul corpului, ăsta este textul. Așa arată textul. Bun. Hai să modificăm, să facem galben, să zicem. Link-ul. Ăsta este body link. Ce culoare are? Mă rog, și din aproape în aproape ar trebui să găsiți voi toate setările care vă plac pe aici. Și iarăși revin la ideea, alegeți Color Lovers ca pentru culori care se potrivesc. Dar să zicem că tot customizăm, vă dați seama că nu vă place template-ul cu totul. Nu vreți, ăsta e negru și voi vreți alb, nu știu. Și vă duceți Change Template și el vă spune aici să fiți atenți că puteți să păstrați conținutul și vă arată aici cum se poate păstra conținutul. Ce am de făcut este să merg la Pre-Design și să aleg un design care mi-ar plăcea mai mult. Hai să-l alegem pe acesta. Da. Și aici pot customiza, dacă nu-mi place fundalul, pot schimba. Pot schimba unele lucruri. Unele lucruri se pot schimba, unele nu. De exemplu, nu văd aici unde schimb fundalul. Asta nu are de schimbat fundalul. Asta e. Cam asta e tot ce pot să fac. Asta e o fotografie și nu se poate pune altă fotografie. Ce mai pot schimba este, în partea de jos, el îmi pune un logo. Și pot să aleg ce logo vreau să fie pentru MailChimp și am mai multe opțiuni pe aici. Ok, dar eu scrisesem niște text în mailul anterior și pot să dau la Content și uite, pot să recuperez textul acesta. Aici pot să pun titlul. Și el îl formatează cu noile formate ale mesajului. Deci aici este un alt titlu, un alt format al mesajului decât ce avusesem eu. Și în partea de jos. De exemplu, aici este tot același conținut în engleză și eu vreau să-l folosesc pe ăsta în română, pentru că l-am tradus deja. Și l-am păstrat pe acesta. Iarăși, în partea de jos. Aici vedeți că trebuie să corespundă. De exemplu, are abonare, setări abonare și nu are trimite unui prieten. Mă rog, eu o să-l pun doar... Ba nu, am și trimite unui prieten. Nu, unele au, unele nu au. Da, ăsta nu are. Ok. Aici iconițele de Facebook și Twitter sunt altele. Na, trebuie să vă adaptați. De exemplu, trimite mai departe, era în footer aici. Acum trebuie să-l pun eu manual, dacă știu să-l pun. Dacă nu, na. Dau iarăși să folosească. Asta e codul de trimite mai departe. Și trebuie să-l pun eu în link în partea de jos. Sau să-l pun aici. Ok. Am luat asta, pot, de exemplu, dacă nu-mi place, să dau edit și să șterg acest text, dacă nu vreau să-l afișez. Și a dispărut. Pot să pun un logo și el îmi zice că trebuie să aibă 135 de pixeli. Ok. Eu am făcut în Paint un logo care arată destul de spartan. Dacă vreți să știți cum se face, așa spartan cum este, pur și simplu deschid... Deci trebuie să am o grafică și în Paint pot să pun cu text aici, să-i pun fontul respectiv. Nu arată foarte frumos, dar e mai bine decât nimic. Și el spunea acolo că trebuie să aibă dimensiunea 135. Și dau la Image Resize, 135, salvez. Și pun poza mai departe pe newsletter. Ok. Deci se poate adăuga fotografia aici și trebuie să traduc lucrurile astea. De exemplu, toată caseta asta pot să aleg să nu afișeze, dar trebuie să fac asta cu fiecare casetă în parte și atunci poate ar fi fost mai bine să-mi fi ales de la început o temă care nu arată lucrurile respective. Deci, de exemplu, tema asta e făcută să aibă un schedule și eu nu am schedule. Păi, atunci, na, poate mi aleg o temă care nu are schedule de la început sau îmi fac eu una de la început. Mă uit și vreau să văd dacă mai sunt lucruri pe care trebuie să le știți. Întotdeauna să nu uit, după ce am editat, să dau în modul plain text copy from HTML și de asemenea să vă dau open pop-up preview și să dau view live merge și să mă asigur că lucrurile arată cum ar trebui să arate și când totul e bine să trimit un e-mail de test pe o adresă de Gmail. Eu de preferat să trimiteți pe Gmail, pe Yahoo și să deschideți un e-mail și în Outlook și în Thunderbird. Să faceți proba asta dacă vreți să fiți siguri. Cam asta ar fi despre customizarea unui e-mail.